Epistola a doua a lui Pavel către Timotei. Capitolul 1. Pavel, apostol al lui Hristos Isus, prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Isus, către Timotei, copilul meu prea iubit, har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Isus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerupt te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte, căci mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta, Lois, și în mama ta, Eunice, și sunt încredințat că și în tine. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum prin arătarea mântuitorului nostru, Hristos Isus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri. Dar nu mi-e rușine că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească cei am încredințat până în ziua aceea. Dreptarul învățăturilor sănătoase. Pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Isus. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Știi că cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor căci de multe ori m-am îngriat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar, când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes.